Bună tuturor! Eu sunt Nicoleta și astăzi vă salut din nou la un nou filmuleț din categoria curiozităților și lucrurilor interesante odată ce vă aflați în Germania. Astăzi discutăm despre cele 16 landuri federale din Germania. Vizionare plăcută și nu uitați neapărat să vă abonați! Schleswig-Holstein în nord și până la Bayern în sud, de la Nordrhein-Westfalen în vest și până la Sachsen în est, Germania este împărțită în 16 state federale. Statele au propria lor constituție și sunt în mare măsură autonome în ceea ce privește organizarea lor internă. La nivel municipal, Germania este împărțită în 403 districte, așa numitele Kreise, dintre care 301 sunt districte rurale și 102 sunt districte urbane. Așadar, haideți să începem cu partea de nord. Bremen este, cu o populație de aproximativ 680.000, cel mai mic Bundesland din Germania. Acest stat federal este constituit din două orașe, Bremen și Bremerhaven. Fiind al doilea cel mai important port maritim după Hamburg, Bremerhaven este un important centru economic pentru acest Bundesland. Următorul este Hamburg. Hamburg este al doilea cel mai mare oraș din Germania și, prin urmare, și un centru economic și cultural remarcabil din nordul Germaniei. Tot în Hamburg sunt peste 2500 de poduri, iar în 1838, Jungfernstieg a fost prima stradă asfaltată din întreaga Germanie. Un alt stat federal de la nord este și Mecklenburg-Vorpommern și capitala Schwerin. Aici se află cel mai mare lac, Müritz, cu 113 km². Tot aici sunt peste 2000 de castele și conace, acest stat federal având cea mai mare densitate de castele din lume. Următorul este Niedersachsen, capitala fiind la Hannover. Acesta este al doilea stat federal ca mărime după Bayern. Și apropo, ați știut că cel mai înclinat turn din lume nu se află la Pisa, ci în Zurhusen, la fel în acest Bundesland, vedeți în imagine. Și un alt Bundesland aflat cel mai la nordul Germaniei este Schleswig-Holstein, capitala fiind Kiel. Să știți că niciun alt stat federal nu are acces concomitent la două mări, acestea fiind Nordsee cât și Ostsee, care între timp a devenit o punte de legătură între acestea două. Tocmai de aceea, turismul a căpătat un rol major, atât pe insulele cât și coastele care aparțin acestui stat federal. În continuare, descoperim landurile din vestul Germaniei. Primul este Hessen, care este de fapt situat chiar în centrul Germaniei. Capitala acestuia este orașul Wiesbaden. Și aici nu putem să nu ne referim la Frankfurt am Main, care este renumita metropolă bancară a Germaniei la nivel mondial. Zonele din sudul landului și din jurul Frankfurtului sunt printre cele mai dens populate și dezvoltate din punct de vedere economic din întreaga Germanie. De asemenea, interesant este că aceasta este patria lui Goethe și a fraților Grimm. Iar un alt lucru curios este că tocmai 42% din suprafața totală este acoperită de păduri. Următorul este Nordrhein-Westfalen, iar capitala se află la Düsseldorf. Cu aproape 18 milioane de oameni, acesta este landul cu cea mai mare populație din întreaga Germanie. De asemenea, aici se află și Kölner Dom, catedrala din Köln, pe care nu putem să nu o remarcăm, pentru că, având o înălțime de 157,38 metri, este a treia cea mai înaltă clădire sacră din lume. În continuare vorbim despre Rheinland-Pfalz, care are capitala la Mainz. Situat în vestul Germaniei, între râurile Mosel și Rhein și străbătut de lanțurile montane joase Eifel, Hunsrück și Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz este o regiune caracterizată în special de agricultură și viticultură. Iar stânca Lorelei, situată în Valea Rhinului Mijlociu, este una dintre cele mai vizitate atracții turistice. Un alt stat federal este și Saarland, capitala acestuia fiind orașul Saarbrücken. Acesta se învecinează cu landul Rheinland-Pfalz și cu cele două state, Luxemburg și Franța. Istoria Saarlandului este modelată foarte mult datorită apropierii de Franța, acesta fiind și un motiv de ce foarte multe persoane cunosc limba franceză în această regiune. În continuare discutăm despre landurile federale din partea de est a Germaniei. Primul și cel mai cunoscut de toți din întreaga lume este Berlinul. Aceasta este singura metropolă germană, cel mai mare oraș german și probabil cel mai istoric, iar turnul de televiziune este cea mai înaltă structură din întreaga țară. Următorul stat federal este și Brandenburg,
capitala căruia se află la Potsdam. Acesta este statul federal din jurul Berlinului și mai este cunoscut ca fiind landul cu cea mai mare cantitate de apă. Totuși, nu are râuri majore, însă o mulțime de lacuri naturale și artificiale. Următorul este Sachsen. Capitala acestuia se află la Dresden, iar cea mai veche gară din lume ca stație terminus se află în Leipzig, la fel din acest Bundesland. În continuare vorbim despre Sachsen-Anhalt, iar capitala acestuia este orașul Magdeburg. Acesta se află în mijlocul Germaniei, iar din 1804 aici datează cea mai veche fabrică de ciocolată din Germania, Die Hallorn Schokoladenfabrik AG. Următorul este landul Thüringen. Capitala acestuia este orașul Erfurt, care este o destinație turistică remarcabilă pentru sute de mii de turiști în fiecare an, atât din punct de vedere cultural cât și istoric. Punctul culminant este Kremerbrücke, care este un pod complet construit cu locuințe, iar cu 120 de metri este cel mai lung pod locuit din Europa. Iată că am ajuns și la sudul Germaniei, unde urmează să descoperim alte două landuri federale. Unul dintre acestea este și Baden-Württemberg, cu orașul capitală la Stuttgart. La prima vedere, acest stat federal s-ar asocia cu Schwarzwälder Kirschtorte, mașini mari, păduri întinse și bogate și totuși are și acesta mai multe de oferit. Baden-Württemberg este unicul stat federal german care a rezultat în urma unui referendum. Tot aici e bine de evidențiat că se investește foarte mult într-o ramură a economiei naționale și anume industria auto. Daimler, Porsche, Bosch au principalele sedii în Baden-Württemberg. Și spre final neapărat vom vorbi și despre Bayern. Capitala München, Lederhosen, Oktoberfest, Castelul Neuschwanstein, fotbal, Alpii cu zăpadă și desigur multe altele. Oricine va dori să-l descrie, va veni pe aceste simboluri. Dar cum este de fapt totul în realitate? Ce este tipic pentru acest stat federal? Vă aștepta cu mare drag comentariile voastre! Bayern rămâne a fi cel mai mare producător de produse alimentare din întreaga Germanie, iar jumătate, ba chiar mai mult, din întreg teritoriul este destinat agriculturii. Iată, dragii mei, că am ajuns și la cuvântul zilei de astăzi, care astăzi este Die Sehenswürdigkeit, ceea ce înseamnă atracție turistică. Sper că prin filmulețul de astăzi am reușit să vă motivez și să vă inspir cu cele mai frumoase locuri și obiective turistice din întreaga Germanie și de ce nu să reușiți și să le vizitați. V-am pregătit și un mic test pe această temă și pentru aceasta vă aștept pe pagina mea de Instagram să vă abonați și să mă urmăriți în stories, pentru că vă așteaptă ceva interesant. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să apreciați acest filmuleț și neapărat să scrieți comentarii. O zi frumoasă să aveți și pe curând!